dragii mei, vă salut cu mult drag și mă bucur din suflet că ne revedem la un nou material video aici pe canalul YouTube cu Iosif Pecoclauri. După cum vedeți în spatele meu, am ajuns astăzi într-o zonă atât de frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu și cu niște oameni gospodari cum rar vezi pe Valea Someșului Mare. Mă aflu pe coclaurile din comuna Maieru și am dat drumul la cameră intenționat ca să vedeți făineța coclaurilor din țara Năsăudului. Iată, acolo în față să văd frumos munții Rodnei, Ineu, aici în comuna Maieru, biserica din centru, o țară mai la deal, biserica care e și monument istoric. Tare mi-aș dori astăzi ca să și întâlnesc niște oameni gospodari, ca să povestesc cu dumnealor. Nu știu ce o să iasă din tot materialul pe care urmează să realizez aici la Maieru, dar sper să am onoarea, bucuria și binecuvântarea, să spun așa, ca să întâlnesc niște oameni faini, iauși și gospodari. Așadar, haideți, dragii mei, ca să merem pe ulița satului din comuna Maieru, județul Bistrița Năsăud, și să vedem cu ce oameni o să mă întâlnesc astăzi aici la Maieru. Am ajuns, dragii mei, pe o uliță și am zărit o casă atât de frumoasă și de autentică, de țărănească, așa cum erau oarecând pe aici, prin comuna Maieru. Și întâmplarea face ca și gazdele să fie acasă și aș vrea o țără să intru cu dumnealor în povești, dacă n-aș și cu supărare mare. Doamne ajută! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Da, și treabă serioasă aici la dumneavoastră. Noi muncim aici, nu ne lăsăm. Nu vă lăsați. Doamne ajută! Doamne ajută! Iosif după coclauri. Vasile! Îmi pare bine. Bade sau bine. Domnul, cum să vă zic, cum că sunteți mai tânăr o țară. Oricum e bine. Oricum e bine. Oricum e bine. Ce faceți, bă, Vasile? Cosesc o țară prin ocol, că trebuie să dăm la galiță un pic de verde. Trebuie da la animale, așa. Trebuie da la animale, sigur. Și curățat o țară în curte. Da, da, nu lăsăm necurățat. Am intrat așa în curte la dumneavoastră, am fost o țărucă pe ulița aici la deal și am văzut Maierul atât de frumos. Am dat drumul la cameră, mă gândesc că pe mine mă cunoașteți. Da. Și am îndrăznit să și intru la dumneavoastră în curte, că am văzut casa asta atât de faină. Da, da. O făineță de casă. Poftiți și beți un par de apă, rășe la noi. Apă rășe? De unde cură apa? Asta e. Cu aur, da. Cu aur, corect. Da. Trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc că aici la Maieru este un izvor cu apă, cu aur. Da. Da. Cunoscut în toată România. Și foarte bună de băut. Da, da, da. Mere cu asta, bă, Vasile? Mere, mere. Mere? Am o țâră să o mai răcori vremea, așa. Am un pic să băga soarele și putem cu o soțără, că trebuie să dăm la animale, că pe sașeta asta trebuie să le dai ceva și verde. Da, 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 corect, corect. Da. Și femeia în spatele dumneavoastră strânge. Eu strâng, copică. Cum vă numiți? Regina Cobzaș. Poftiți, Regina. Poftiți, Lelea sau doamnă? Cum vreți dumneavoastră. Pare bine la Regina. Ne pare bine oricum. Îmi pare bine. Ce vârstă aveți la Regina? 54 de ani. 54. Mulți înainte și cu sănătate. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Ei, am văzut aici o casă atât de frumoasă la Regina. Cred că, nu știu dacă mai sunt așa prin Maieru. Păi astăzi o topi afară, dar să vedeți afară. Înăuntru. Și înăuntru? Pe înăuntru să intrați, să vedeți un pic. Nu știu dacă va plăce, dacă nu ne spune. Nu știu, dar până afară arată atât de bine și atât de frumoasă. Mi se pare așa incredibil că aici la Maieru mai sunt căs atât de faine. Păi mai sunt care mai țin așa lucrurile de mult. De câtă vreme e casa asta de aici? Din 56. 57. Din 57 e casa. Da, 57. Da. Și a cui, a dumitale sau a bărbatului? Eu am locuit aici. Deci dumneavoastră ați locuit, da, casa părințească. Da, mică și m-am căsătorit și ne-am dus la stradă acolo. Stăm mai în vale. Și mai locuiți aici, Ania? Noi nu mai ținem animale, nu locuim. Venim ziua, vara, stăm aici la lucru, lucrăm. Da, da, da. Și ne ținem animale, venim, le dăm mâncare, facem curățenie. Ce animale aveți pe aici? De toate. Avem porci, găini. Serios? Pui.
Deci aveți și animale din astea, alte pisici și câini, care ne trebuie, că trebuie să ținem pe ei. Da, da, da. Am avut și mai multe, și mai puține. Asta voiam să zic, Lerăină, atunci când ați fost noastră tânără, fată, la mama, la tata. Aveam și cai, și oi. Ce, ce găzdușag era pe aici, prin curte? Erau multe animale. Erau multe, așa? Țineam multe, că am fost copii, 7 copii și părinții ne-au învățat să lucrăm. Așa era vremurile. 7 copii ați fost? 7 frați. 6 cu mine, 7. Da. Dumneata, cea mai mică? Eu cea mai mică și mai am o soră în sat mai mare. Cea mai mare și cea mai mică suntem în sat și restul s-a plecat, s-a dus la școli și a plecat și am rămas eu. Eu am luat aici locuința în primire și o țin așa, mi-e drag așa să o aranjăm, să vină și frață când vin așa. Vă mai strângeți așa la oaltă? Mai, până am ne mai strângem, acum sunt mai în vârstă toți. Da, da, da. Mă gândesc că vă mai aduceți aminte când stați uite aici și am târnați, așa? Dar mai vin, ei. Din ei vin care pot să mai călătorească, sunt mai tineri, mai așa. Și vă mai aduceți aminte diferite momente din tinerețe, să spun așa? Eram copii, ne jucam pe aici, atâta era de frumos, eram un ocol de copii. Cum zicem, acum nu. Da, închidem da. Și ne ducem în vale. Cum s-au numit părinții dumneavoastră? Danila și Aristina. Danila și Aristina. Așa. Ce nume frumoasă au avut. Așa au avut nume vechi. Și până în ce vreme au trăit? Mama a trăit până în 98. Până în 98. Și tata până în 2015. În 2015? Da. Oho! Înseamnă că ați avut bucuria să-l aveți multă l-am vreme avut, el a fost, aici omul care ne-a și inițiat așa multe lucruri, ne-a spus că așa trebuie făcut, așa trebuie lucrat, așa trebuie și l-am avut ajutor cât da, a trăit. Da, da. Mi-a fost drag așa cu el că a fost om harnic. Am înțeles. Să vede că e o casă de oameni gospodari. Mă gândesc că a fost așa o familie destul de înstărită. Păi ne-am făcut mică. Și noi înstăriți, am muncit mult ca să avem. Nu ne-a lăsat, părinții, deci la noi munca era serviciul nostru, trebuia da, să regulă de aur. Regulă de aur. Da, da, da. Și pe lângă asta toți au învățat bine. Da, da, toți da. Cu frații mei au fost buni la carte și au plecat la școli mai departe, au făcut și facultăți. Pe vremea lui Ceaușescu, deci au fost... Și acum ei, dacă nu mai vin, eu îi primesc. Când vin în vizită, vin, stau așa o zi, două, le place, după aceea pleacă, iar mai vin. Da, da, da. Acum era și vorba cântecului, casa părichească nu se vinde. Corect. De asta o să ținem așa și cu Vasile ne muncim așa, să fie frumos, măcar cât de cât, cât o mai trăim noi. Da, da, da. Haideți să merem, la Regine, dacă nu-i cu deranj mare, o țară să vedem în lontru, dacă poftim. Ne puteți arăta. Am lăsăm pe Badea Vasele aici la casă. Iertare, Badea Vasele! Da, trebuie să gătați. Ca vă la un pahar de suc, de apă, de apă cu apă. Aici văd că aveți și o grădină frumoasă. Da, aici avem cartofi, mai mulți cartofi, dar acum cu... Îs cartofi. Ce fel de cartofi a spus aici? Păi roșu. Roșu? Cartofi roșu. Așa ne plac. Da, da, da. Și ia aici, ia până mai pregătesc un pic lucruri ca să-mi fac să pun niște stative, să facem niște soare. Trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc, asta îi vârtelniță. Exact. Da. Și să pune... Da, vârtelniță. Eu mai fac când mai stau așa, mă uit la stradă și apoi dau cu un pic așa în ea, ta-mi place, să mai lucru da, câte ceva. Da, mai faceți gheame. Da, nu stau. Da, da, da. Nu stau, tot timpul da. Fac câte ceva, îmi place așa, mi-a plăcut întotdeauna să am activitate. Atât de frumos să vede pe aici satul, ea se pare că la Regine îmblă și o mașină. Am ce povesteam de bucatele din grădină, cum se spune. Asta e mașina care aduce bucate. Vin oamenii de ăștia, mai vin și mai... Aha. Trebuie să trăiască și ei. Da, da, da. Corect.
ce da, să dar e o zonă atât de frumoasă. Le povesteam oamenilor când am fost aici la deal. Nu știu cum se numește zona. La Dămnian. La Dămnian. Așa îi zicem, la Dămnian, aici la deal. Le povesteam că e o zonă atât de frumoasă și parcă țara Năsăudului și Valea Someșului Mare e o zonă. Să vedeți frumos și noaptea când se vede satul, luminile în sat și așa. Foarte, foarte frumos. Vă chemăm să veniți țara, să vedeți. Cu mare drag. Și nu știu dacă aud oamenii care ne urmăresc la ora asta, ta e frumos cântă grăierii și la dumneavoastră. S-a dat drumul și la o drujbă, dar aș vrea un picuț la Regina să intrăm în lontru să le arătăm oamenilor și așa aveți aici prin casă. Că mi-a strâns prin casă. Menta. Ia uite, astăzi ne-am... Menta? Menta, nintă, zicem noi. Dar atâta de fain mirosă. De Doamne ferește. Îmi dați și mie două șire să, duc, da, să duc la doamna, la doamna mea de acasă. Vă dau să vă duceți, că atâta e faină și multe și apă tot strângi. Da, faceți... E ceai și pentru, sirop. Serios? Și sirop, da, sirop. Pentru ce? Pentru ce e bună menta? Pentru toate bolile și de rășeală și de noi așa folosim, numai pentru stomac, zice că și da. Vai frumos, la Regina. Hai să vă arătăm. Nu știu care doamna. Cameră să vedeți. Nici nu știu cu ce să începem. Și atâta e frumos, uite așa aici. Din sus, din jos, nu știu, ea, ne-am da. Făcut mâncare, am pregătit că avem, vin toți copiii din vale să mâncăm aici, familia, că avem o fată și doi nepoți și jingherile, și apoi, numai bine ați venit că-ți mânca și dumneavoastră. Da, haideți să începem atunci cu o cameră, nu știu, mi se pare așa, ca într-un muzeu, la Regina. Care să vă spun, no, care... Parcă suntem ca într-un muzeu aici, la care dumneavoastră. Care mi-e drag la, să filmați, să vedeți, no, astea sperii... cingeaule astea și iconile le-am lăsat astea vechi. Da, asta mult... am văzut să zic că sunt niște icone foarte vechi. Foarte astea. Vechi, foarte vechi. Așa au fost în casă la da, dumneavoastră? Da, da, așa au fost, așa au interesante rămas. Icone. Foarte, foarte vechi, sunt de mulți, asta ni pe sticlă. Nu au avut o orșine, ți-mi minte că au dat bani mulți așa pe ea părință. Da, da, da. E veche, foarte. Lucrurile astea pe care le aveți aici în casă sunt tot ideale dumneavoastră? Sau ați mai și cumpărat de pânsat? Nu, n-am cumpărat, nu, n-am avut de cumpărat. Am mai primit, să zicem așa, niște lucruri de la o fină de-a mea, o nepotă de-a mea. Așa, câteva din ele. Restul sunt cam de-a noastră. Eu le-am adus și de la casa care, în care locuim acum. Da, da, da. Că și n-am avut ce să fac cu ele. Și le-am pus aici, la casa, de la deal. Și la ele eu lucrat, mă gândesc că mama dumneavoastră și fetele. Astea eu le-am lucrat. Astea dumneavoastră? Astea sunt lucrate de mine, astea. Țăsăturile astea, toate întriță, zicem noi, că întriță da, pernile, da, da. Uitați, astea sunt făcute de mine. Incredibil de faine. Așa las cusute, mai au și surorile mele, că în fața mea s-au cusut. În față de, după aceea să pune stativile. Da, da, da. Să cosăm mai mult cusături, uitați cum sunt astea. Să cosa, da, fățuica, da. Deci să făcea pânza, să țăsa în stative și după aceea cosăm. În șezători, în așa, el a prins cusutul. Eu am prins țăsutul. Știți, prosopile astea, cingeaule. La ce vreme ați țăsut în război? În stative, cum le spunem noi aici. Păi după 85, 80, după 80. După 80? Da. Atunci am țăsut eu. Da, ați fost deja mărișoară. Mărișoară. Și de unde ați învățat? O verișoară de-a mea a venit și mi-a arătat. Și după am prins și am... Da. Dar mama dumneavoastră nu... Mama țăsă pânză și trăiști și uite, astea sunt țăsute de mama. Le pedeau, zicem noi. Da, da, da. Și șipcurile astea le-am făcut eu. Da, da, da. Tură, poate că astea sunt mai rămasă de la surori, dar așa e de mine. Așa, trebuie să le spunem oamenilor că, uite, astea sunt paturile alea vechi. Da. Da. Exact, exact. Astea, uite, astea s-ai lucrat la cânepă. Da. Astea zic cu cânepă. Dacă au dubi. Da. Da-s gilite, dar cât s-a putut, că nu prea puteai să gilești atât de tare, știi? Mai de mult salteaua era niște paie, de fapt. Nu? Vă aduceți aminte? Așa am avut până mai, așa, într-un târziu și mama a hotărât să puie. Acolo avem paie, dincolo. Dar aici au vrut să puie... Că avem
nu știu, l-a găsit undeva și a vrut canapea așa să fie mai tare. Da, da, da. Patul. Uh-huh. Măi, sunt așa acasă pe aici, pe Maierou, așa fain gătate? Sunt fain gătate, dar nu au atâta spațiu și cameri cât e aici, că nu mai au, că acum așa au făcut saloane și tot felul. Vezi, noi nu locuim aici. Uh-huh. Și așa am putut să lăsăm așa și să aducem și orice avem un surplus la vale, aducem aici și punem că e casa țărănească de la deal. Da, da, da. Uh-huh. Și asta a fost. Da. Deci, și aici stați numai pe timp de vară, nu? Vara și iarna vinim la animale, atât. Da, da, sau da. Întreb dacă vine cineva, vin și va musafir să vadă, uh-huh, atât. Mai sunt oameni care vin așa să vadă și aici, păi, pe la dumneavoastră? Păi cam cunoscuți de-a noștri, au venit să, uh-huh, vadă că au văzut că au filmat videoclipuri populare și da, da, le-au, da, plăcut, au fost încântați și au vrut să vadă. Am înțeles. Așa. Păi iată, trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc că dacă în caz că trec pe aici prin comuna Maierou și vor să vină să vadă pot o casă tradițională cu o ladă de zestre faine, să vină aici la dumneavoastră. Da, avem uite aici anim foarte multe care trebuie să le mai punem. Uh-huh. Deci nu-s pusă, tatia. Păi le mai pune și în lăz, le-am mai pus și smute și da, prosope și... Dar când ați avut vremele, Regina, să le faceți pe astea, tatia? Păi uite, am avut, că mergeam și la fabrică și aveam și stative și țăsăm. Ați lucrat și la fabrică? Am lucrat 22 de ani la fabrică, uh-huh, la St. George. Mergeam și la fabrică și vinem și după fabrică aveam stative. Da, da, da. Lucra, așa să lucra. Nu. Era vremurile cum au fost mai de mult. Da, ne plăcea, da, da, că avem, ne era drag. Asta era, casa se împlea cu lucru femeii, care lucra femeia. Corect. No, acum sunt alte lucruri. Și ați mai avut vreme de animale, de bărbat? Da, am avut. Și băteam, spălam la râu și băteam cu maiul. Astea, prosopile, nu le băgam în mașină de spălat, cum mai fac o tură. Da, da, da. Le băteam cu maiul la râu. Lăutea. Lăutea. Și am putut să merem și la râu, să merem și la fabrică, să avem și stative, să avem și timp de pretenii și de așa. Și acum avem butoane și apăsăm și nu avem timp unul de altul. Nu mai vedem neamuri, așa, numai la nuntă. Sau... care-i baiul? Nu știu, fuge timpul. Fuge timpul. Fuge timpul. Da, și noi după el și tot așa. Da. Hai să mai avem o țără și întindem la Regina, să le arătăm oamenilor ce aveți pe aici. Intrăm în casa dinainte la Regina. Am zis că acolo întindă, e lucrătură mai importantă și oprim ultima dată. Aici aveți iarăși tot o grămadă de haine țărănești. Da. Nemaipomenite. Și cămăși văd aici, și pânzături, cum le spunem haine, noi în țara Năsăudului. Da, și, da. Uh-huh. Și mă gândesc la Regina că fiecare cămașă în parte și fiecare pânzătură are povestea ei, așa-i? Da, da, da. Cămașa așa, de exemplu, a cui a fost la așa Regina? Așa a fost al socru. Așa are, puteți meu să o luați o țâră, da, și să o arătăm oamenilor care ne urmăresc. A fost... Cămașa socrului. Cămașa al socru, da. Uh-huh. Tare frumoasă. Și uite aici așa, lucrătură fină și ajur frumos. Da. Da. Cu niște mărgele pe aici pe calea pusă. Cred că astea erau mărgele în alea mai scumpe. Da, se găsa mai greu. Da, da, da. Mai greu, era mai... Mm-hmm. Și pânza să fășe mai greu atunci. Mai greu, da, da, da. Mai greu că nu se găsa bumbac. Și aici ai un șept. Noi le spunem la cămăși, da, șepturi, nu? Asta e foarte. Asta e foarte mult vechi. Cred că e 100 de ai. Da, da, da. Da, l-am mai albit eu un pic, l-am mai făcut așa... Mm-hmm. Să fie mai sărate, mai... Nu-i greu să întrețineți atâta haină țărănească? E greu, lucrez vara. Câteva zile tot spălăm, de aerisită aerisim zilnic, dar spălăm, vara spălăm, mai zugrăvim, mm-hmm, ca să putem să întreținem. Da, da, da. Nu e așa ușor, dar nu, e o satisfacție, e o plăcere că... E casa noastră. Da, da, da. E frumos să avem. Dar numai așa, din drag, nu? Și din plăcere, mă gândesc. Din drag, din munca asta pe care o depuneți. Da, da. Mă uitam la zugrăveala asta, care-i păpăreț aici în casă. Da. Oare de cine a fost făcută zugrăveala, păpăreț? Asta e făcută de un veșin de aici, de la noi, de la vale. Mai de mult se fășea cu rol mult, mult, mult. În fața zugrăvelii astea a fost un rol.
așa era, făcea la toată camera așa, da, era da, frumos, da. Era tot numai rol, numai penie pe păreți. Uh-huh. Și apoi după aia au venit așa cu linii și acum nu mai fac deloc linii. Da, știți? Da, da, dau numai așa, într-o culoare acum. Da, da. Într-o culoare. Noi am păstrat așa, așa aici și din jos și aici l-am tind, am mai lăsat un pic, că aici zugrăvim mai des. Da, da, și da. Trebuie tot timpul să chemăm pe meseria și nu prea îl găsești. Da, aici am mai ținut un pic, cât mm-hmm. mai putem mai ținem așa. Da, da, foarte interesant. Și asta e o curea? O curea de bărbat. De bărbat, da. Da. Înfiestrită, da. Cum se spune. E să lucra mai de mult. Așa era să la lucrau și aici la maierul? Da, asta era... Da. Că, probabil toată vala uh-huh. Someșului modelul ăsta. Era, nu știu dacă mai trăiește și nu mai știu nimica, de Badea Gavrilă. Trăiește Badea Gavrilă. Îl salutăm, da, cu mult drag dacă ne urmărește. Da, Gavrilă, știu că dumnealui mai confecționa, nu da. Știu acum că mai confecționează. Și pieptare. Cât mai da, poate, da, da. Cât uh-huh. mai poate, nu prea, mai puțin, da? Tot da, face. E mai în vârstă, da, da, da. Uh-huh. Da, erau faine curalele astea de până țara Năsăudului, da. Colorate. Și într-adevăr să vide fișorul gazdă, nu? Da, păcura. Da. La Salva sunt mai late sau alte zone. La da, noi da, da. Astea au fost, așa uh-huh. au fost modelul ăsta. Cu două, trei cătărâni. Da, da, da. Da. No, și aici și mai avem pe pat niște cămeși de lucru. Cămeși de lucru, da, îți de lutata. Uh-huh. Astea erau simple, foarte... fără... Da. Flori fără pene. Dar totuși lucrate, uitați aici câtă muncă da, era la cusătura da, da, da. Și să lucra cu mașina de cusut și cu acu și... Dar cum putea săraca femeie? Să cinuiau femeile da, da. Și i-a uitat și aici, Anila, la cep de femeie. Uitați uh-huh. cât amar de muncă și cât amar de șipca o grămadă, asta. O grămadă, și... da. Așa, nu. Astea le-am îngrijit așa, le-am uh-huh. lăsat ca să... le-am avut și le-am pus aici să se vadă. Da, da, da. Și aici pe pat mai aveți niște pânzături. Niște pânzături, da. Care la fel, atât azi e frumoasă. Foarte frumoasă. Și cred că sunt vechi de când e lumea. Cred că sunt de 100 de ani. Da, cred că vechi de mult, foarte de mult. E la mama, bunica lui mama mea. Da, da, da. Sunt rămasă. Dar sunt frumoase. Uh-huh. Uite, mai de mult pe aici până maierul, Regina, pe timp de vară se sămâna grâu și cam în vremea asta era sășeratul și atunci când era sășeratul, oameni din maierul și mai ales femeile participau și la organizarea cununa grâului. Cununa. Eu n-am prins-o în puțin, așa, eram la școală, ți-am minte că a venit Valeria Petepedescu să o filmaj așa și noi am avut niște filmări aici de mult, prin anii 70. Mhm. 60 și ceva, a fost, a filmat Maria Precup, da, și cu cununa și cu așa, era, a fost obiceiul satului cununa da, greului. Da, da. Și eu am participat la școală, am învățat cununa, când ne învăța la școală, era un domn care era reprezentantul și ne învăța cântecul cununa. Da, da, da. Uh-huh. Și după aia s-a terminat. S-a pierdut, da. S-a pierdut. Da. Vis-a-vis de grâu, să mai seamănă grâu pe aici prin maierul? Nu. Nu să mai seamănă nici grâu? Nu. Da, da, da. Nu, uh-huh. că a început străinătatea, s-a dus în străinătate marea majoritate a oamenilor din comună și așa că s-au mai pus să pun cartofii și mălaiu. Cartofii și mălaiu, da, da, da. Uh-huh. Și grădinăritul. Încep să-și facă solarii și așa, așa... greu și nu să mai pun. Am înțeles, am înțeles. Nu, nu uh-huh. Da, amu, trebuie să mergem în chindă, nu? Chindă. La Regina. Acolo nu am zis intenționat că aici ai de filmat mai mult pentru că am văzut și pe sobă că ați pregătit una alta. Ceva mâncare. Da, da, da. Nu de alta, nu. Sâmbăta să, să faci de mâncare la țară. Da, păi eu fac pentru familie că suntem și noi toți și vinim, uite, câteodată vine și mâncăm aici. Mai ales pe timpul verii. Ni drag, așa, să facem mâncare mai multă și servim seara. Da, da, da. Un pic de seara, mai pe la după 5-6. Da, uite aici patul ăsta văd că are un model la da. Regina. Așa se făceau. Se făceau cu modele. Da, se făceau cu modele. Mai este uh-huh. un pat în casa de la Grajdi. Da, da, tot da. Tot așa, e fraticul ăsta.
Așa se făceau mai de mult paturile și dulapurile, dar nu, dulap nu avem, dar avem paturi. Știu, Lea Regina, că aici, între comuna Maieru și orașul St. George Bay, femeile întotdeauna dădeau o întreșere, să spun așa, pe cusături, pe năfrăm, pe trăiști, că uite, stau aici agățate în cui. Până la urmă, care o știut să facă cele mai mândre lucruri țărănești? Măirenșile sau St. George-anșile? Cred că și măirenșile și St. George-anșile. Se întreșeau așa, dar noi am lucrat la St. George, la fabrică, am fost împreună. Și ne-a fost drag, am fost o comunitate, așa parcă eram dintr-un sat. Da, da, da. Locuiam, și mai mulți stăteam la fabrică. Măireni, mulți am lucrat la fabrică, mulți măireni. Da, da, da. A fost un serviciu aproape de casă. Și am luat și noi modele. De exemplu, pernile astea au și la St. George. Da, da. Și la șanț am da, văzut. Da, și la șanț. Și da. La șanț, uitați, astea le au prosopi din astea. Da, da, da. Prosopi, dar nu le-am pus. Cu sutie, da, în tiară. Țăsutie. Țăsutie în tiară și șanțul au așa. Da, da, da. La noi se făcea mai simple, cum sunt astea, cingeaule astea și așa. Și trăistuțele de procuț. Iar St. George-anșile au alt model, măirenșile au așa, toate sunt frumoase, toate sunt frumoase. Da, da, să da. Știți că Valea Someșului, ca să nu dăm, să zicem, noi avem cel mai frumos, toți suntem bine. După și cât era femeia de harnică, nu? A vostru Feldru și St. George, Ilva încă iar are, Maieru, Șanțu, Rodna, suntem... Da. Deci putem să ne luăm, nu deja bani da. Au cântat. Tată Valea Someșului să poate mândri. De la Răbișoara în sus. Dumnezeu raiul a pus, corect, corect. La Regina, hai să le arătăm oamenilor și ce-a spărit aici de mâncare. Cam o vrânie vrând, nu știu cum fac, că tot pe lângă mâncare mă învârt. Nu știu ce faceți, nu știu, dar facem noi, că noi am făcut mâncare atâta e de bună. Aici avem găluște. Găluște. Cu os de porc, cu carne de porc. Haide. Ați băgat o dorabă de șont, nu știu, aș companii o aloțeră să vadă și domnii care ne urmăresc. Nu sunt cam multe. Sunteți și mulți. Sunteți și mulți. Dar noi adunăm toată familia, da, toată da, da. Lumea. Acolo anuală? Aici am făcut un pic de zamă de fansule bobe cu tot cu os. Fansule bobe? Atât azi e bun, e domnii. No, un blic din ăsta am trebuit și mie la Regina. Da, și cu un pic de șapă. No, uitați, oameni bucuriște, șapă roșă. Atâta e bun de domne. Noi lucrăm și mâncăm. Mâncăm riurghesia, țărănești, ne plac. Da, da, așa da. Am făcut câteva șnițele. Am pregătit-o apoi și am făcut o pită de casă, cu brânză. Ce frumoasă. Și un pic de, vă dau, plășinte cu brânză. Și niște pancove vă și făcut. Niște pancove și... găluște am pus și aici să vedeți un pic că le-am scos din ouălă. Și am, da, lucruri da, da. De astea, că de astea mâncăm noi. Aici, sâmbătă, de obicei, lumea la țară mai fac și de mâncare, așa? Noi sâmbătă într-una. Într-una. Pregătim pentru, și pentru duminică. Și pentru duminică ca pomere la biserică și după ce vin de la biserică noi avem și mânca. Da, da, da. Îi punem la masă și... Da. Aici la Maierul, la Regina, din ce trăiește un om, nu știu, obișnuit? Sau din ce trăiesc oamenii? Sunt care au servicii, sunt care mai puțin țin animale și mai sunt și oi, mai țin... Sunt câteva turme, oameni care țin oi. Dar... Cam își păstrează servicii. Acum au fost și cu mâncările astea la nunț. Da, da, da. Toată lumea s-a dus femeile. Ba la servit, ba la spăla la vasă, ba la strâns la ghi pe mesă, ba... Au făcut femeile și au câștigat un ban. Da, da, da. Și nu, mai sunt și servicii. Pe la magazinele astea vând, femeile au servicii, să știți. Bărbații se duc pe la construcții la Cluj. Da, da, foarte da. Mulți măireni sau construcții și să fac bani, să aduc în cuibul ăsta de cuibul visurilor al lui Rebreanu, că v-am povestit, ori nu v-am povestit, că noi suntem între trei măguri, un cuib. Aici e măgura din sus, măgura din jos și măgura porcului.
Și satul e ca un cuib. Și Rebreanu, eu zis, cuibul visurilor, da, eu zis. Frumoasă de denumire, eu găsit. Eu găsit, eu găsit. Da, da, fost, da. Eu și plăcut, da. Că o locuit la Maierul, da. Și... Uite, bani, tocmai de asta trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc că au un motiv în plus ca să vină să viziteze comuna Maieru, să vină iată și aici la dumneavoastră, nu da. Știu, mă gândesc că îs convins că atunci când or veni 2-3 domni, de exemplu, de la București sau de unde or fi, o să le pregătiți și lor o zamă de fansule și niște sarmale cu bucată de șon. Cum să nu, cu toată plăcerea, oricine vine, da. Dacă vine și cineva. Îi într-adevăr o comună cu o istorie aparte și iată, coladă de zestre nemaipomenită. Da, am fost mulți așa, mulți mărunți, dar harniși. Mai rani au fost oricând harniși, ca și feldihanii voștri. Nu ne-am lăsat așa la muncă, nu ne-a trecut nimeni. Dar am și făcut mâncare, să mâncăm, că dacă am lucrat am și mâncat și am fost la nunți, ne-am petrecut. Da, da, da. Am trăit așa, în vremurile de toamnă, iarnă, suntem pe la, ne strângem toți și ne mai facem câte o mai oșezător, nu putem zice că mai se lucră lucruri de mână, dar nu așa de mult ca înainte. Și, nu, iernile, iară le petreșem, iară tot ne mai adunăm și e frumos, la Maieru e frumos, nu ne place la Maieru. Da. Și vă poftim să veniți la Maieru oricând. Mulțumim tare mult. Având în vedere că suntem așa în casa părințească, care e cea mai faină amintire pe care o păstrați așa dintre pereții ăștia ale căsei? Când eram copii mici, mi-aduc aminte de tăți așa, cum ne aduna mama și ne punea în fiecare, la fiecare bucata de carne și mâncare, avem porție. Și care era mai, nu era așa mâncăcios, dar și la celălalt. Și mâncam tot. Și nu aruncam și nu eram răi și nu eram... Acum, cu bunătatea asta, nu mai uite și avem de mult. Și amul nu mai avem copii pingă masă, că nu mai familiile, nu mai se numerau. A fost frumos în casa asta la noi. A fost o familie mare. Mare, de mare. De 7 membri. Da. Cu părinți, iată, 8-9. Toți s-au dus la școală, că atunci așa era mai de mult, că la școală mai departe, dacă înveți bine și... Da, da, da. Ne-ați arătat aici mai devreme, în timp ce mi s-a încărcat o țiră bateria la aparat, o poză cu părinții dumneavoastră. Aici, în poză, e mama dumneavoastră. Mama, așa, în prim plan și tata-i mai acolo, mai sus, în colț. Nu știu dacă îl prindeți așa. A fost o femeie frumoasă, da, mama dumneavoastră. Da, și harnică. Da, și acolo sus e tata și dumneavoastră. Și tata-i și o nepoată de la satul mare avem în Anglia, locuiește acum, lucrează la o bancă. Da, da, da. În Anglia, uite așa. Yeah. Da, da, da. Mm-hmm. Și... A fost poza făcută aici în curte, da, așa? Da, a făcut-o chiar fratele meu de la satul mare, da. Asta e singura fotografie pe care o aveți? Mai avem așa mici, dar am dat acum să-i fac un tablou mai mare. Da, mai văzut, avem aici. Uite, aia și cu fata mea, cu Adriana. Da. Da, fata care... Bunica și nepoata. Da. Da, foarte fain, foarte, foarte fain. Mă bucur că i-a spus așa la loc de cinstie și am pus, dar o să fac un tablou, am vorbit cu Mircea și îmi face un tablou, da, și să-i pun undeva. Și-s convins la Regina că de acolo din sus sunt bucuroși și mândri că iată, toate lucrurile astea sunt păstrate la loc de cinstie către dumneavoastră. Ne-am străduit așa cum am putut să fie bine. Și că suntem aproape. Pot să spun că, iată, ceea ce aveți dumneavoastră aici e un adevărat muzeu, un adevăratul sens al cuvântului. Sunt muzee multe în România care nu au o ladă de zestre atât de bogată cum aveți dumneavoastră în astea tricamere. Da, și mai putem să filmăm și acolo, dacă vreți, la grajd. E, mai aveți și dincolo, da, la grajd. Da, avem o cameră în care am locuit noi când eram mici. Haideți să mergem și acolo și numai bine... Cum mă intrau țăra în vorbă și cu Badia Vasele, da, omul dumneavoastră, afară. Cu că am gătat cu lucru câta vreme noi am tot povestit. Gata e cu coasa, ba Vasile. Hai să vedem un pic și căsuța. Noi zicem căsuță. Căsuța din spate, căsuța, da. Da. Badia Vasele o dat drumul la morișcă, sau cum îi spuneți, la stropșitoare. Da. Să ude o țăra. Că să lasă sara și cât e bun o țăra de apă la... Ce-i pe-n grădină? Aici e
casa în care am locuit, camera în care am locuit. Camera în care ați locuit. Toți 9 persoane. Dar prima dată aici ați locuit și apoi ați făcut dincolo. Da, am făcut prima dată, deci au cumpărat locul și l-au construit grajdul. Și după aia au făcut casa. Și între timp copiii s-au născut și eu când m-au născut pe mine, s-au mutat în casă. Eu am fost un pic mai câștigată, cum s-ar zice, că m-au ținut acolo. Dar am locuit și aici, când eram mică. Da, da, da. Și da, ați încăput într-o cămăruță de 4x3, cât are? Salonie, n-am avut nimică și am învățat destul de bine, au fost toți domni mari, s-au făcut toți, nu știu, nu. Da, da, da. Așa au fost, nu avea lumea atât de multe camere, să zici, ca amu, dar nu, am stat aici toți că n-am avut, trebuia să facă casa și asta a fost. Da, da, da. Aici văd stălaja sus, nu? Da. Așa îi spuneți și da, dumneavoastră, stălaja, unde da, se puneau cănile, ulcelele. Da, ulcele, curcele, că eu am pus ulcele, sunt mai, da, da, mai da. Noi, dar înainte punem ghelut. S-o mai spart, că de aceea atât le ținem și noi că se deteriorează, de aceea și filmăm să le avem, că în timp să da. Mai sparg, să cum, mai... Cum le îngrijiți? Cum îngrijiți toată lada asta? Încercăm așa cum putem să, că dacă le speli cumva să pot rupe și prosopile, cingeaule astea, dacă cănile să rupe câte o tortă, câte o, uitați și asta, uitați cum s-o deteriorat în timp cât am șters-o, ea să duce. Să duce, știi? Da, da, da. Depinde și cum îi... Și la țăsături băgați naftalină sau ce puneți? Da, da, punem naftalină și mai punem frunză de nuc și de mentă, de mintă de asta, care v-am arătat că am cules-o. Da, da, da. Mai ales astea de lână, la astea de lână trebuie să fim foarte atenți. La astea de lână intră molile. Da, la astea de lână, care de silon nu. Da, da, da. Și nici în astea de bumbac chiar nu intră. Și nici de bumbac. Da, da, da. N-o să vedem. Domnul Vasile, Badea Vasele, unde ești Badea Vasele? Badea Vasele îi gospodar. Am făcut și vă două. Da. Am ba Vasele, îmi cer iertare că m-am întins așa în povești cu femeia dumneavoastră. Problemă, că eu am ce lucra. Mi-ați zis atunci când am intrat în povești cu dumneavoastră că ați venit de jinere aici. Da, da. Cum a fost de jinere? Bine a fost, că eu cu socrul m-am înțeles tare bine. Socrul a fost un om harnic care și-a văzut de treaba lui și dacă eu nu l-am... N-am avut treabă unul cu altul, noi fiecare ne-am văzut de treaba noastră. V-ați înțeles, așa da, în 88 ne-am apucat de casă în vale, am stat 2 ani de zile aici și în 89, după Revoluție, cam iarna lui 89, ne-am mutat în casa noastră. Am fost gata deja casa în vale și de atunci suntem acolo. Dar aici venim și ne ținem animale, aici avem podul cu fân acolo, nu mai avem numai garajă. Da, 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 am înțeles. Nu avem grajd. Prima dată ne-am făcut și acolo graj, am avut porci, am avut animale. Gospodărie. Da, și aici am ținut rijiței. Când am ustriat, n-am putut face nimic cu fânul, am luat rijiței și am ținut noi și iarna. Și am ținut furșei, că a fost cald în graj și n-am cerdut. Da, da, da. Alături de Lea Regina, câți ani de căsătorie aveți? 35 de ani. 35 de ani. Da, am avut în ianuarie. De tânăr. Da. Păi v-ați dat la dor. Da, la 22 de ani deja am avut, eu aveam 22 de ani și nevasta 20. Am avut fata noastră care acum are 34 de ani. Da, da, da. Să vă trăiască. Mulțumim frumos. Da. Și aici câtă grădină se întinde? Aici 32 de ari de grădină. 32 de ari. Da. Livadă, văd că aveți aici livadă, da, da, da. Avem de tate. Spus de gătul socru, Dumnezeu le arte și... cu copiii, când eram mici, atunci am povestea că aducea apă cu găleata și fiecare cu ce putea aducea apă la meri ca să se prindă. Că a fost cam cetros aici și au pus și nu și meri și șureși și pruni și toate și alea. În fiecare an când dă Dumnezeu și să fac, da, da, da. Sunt fructe. Da. Ce faceți cu fructele? Faceți suica? Facem dulceață prima dată. Prima facem dată. Compoturi, facem dulceață, avem căldare de 2 mierțe de așa mare, de aramă lăsată de sucru o rămas de... Și apoi și rămân și ce mai e așa mai slăbănau, le punem la ginars și facem ginars. Deci numai și rămâne. Și rămâne. Da, și da, da. Că prima dată să facem și dulceață de mere. Merele se dau pe răzătoare, să șerp, să fac cum, no, cum le da, fac da, și da, prunile. Da.
facem dulceață de prune, tot așa, și de pomă grasă, și de pomă perjă, să faci o dulceață care îți stă de ani de ani, să șerbe mult în căldare, așa, să șerbe până scade jumătate. Să pui un pic de zahăr și după aceea poți să o ții și triai. Peste triai faci o colaie așa bună și pui dulceața de așa cu un pic de apă și cu țucăr și mestecată și iasă o dulceață extraordinară. Așa mâncam când eram copii. Eram la școală. Îi pune două felii de pită și dulceață între ele și așa. Și dă-i să margă. Da, nu... Te ținea toată ziua. Era bună, era sănătoasă. Era. Uite, ba Vasile, astăzi se zice că nu se mai merită să facem agricultură. Din punctul dumneavoastră, se mai rentează să ții animale, să lucri pământul. În primul rând, dacă vrei să mănânci ceva sănătos, ai găina ta, ai ouăle tale, ai porcul tău, ai carne de la porcul tău, ai văcuța ta sau... capra, două, dacă ai, ai lapte sănătos, lapte bio, că nu trebuie să mergi să cumperi din magazin lapte care e și tuns și scump. Pui cartofi, ai și pentru tine pe iarnă, ai și la animale dacă vrei să dai, pui mălai, tot așa, noi am pus în tățani, am pus cartofi și mălai, nu ne-am lăsat niciodată. Fânul l-am cosit, livezele tate le-am curățat, nu le-am lăsat. Dacă n-am putut să, am mai vândut fânul, că dacă eu am avut servicii, nevastă mi-au fost socru mai bătrân și mai bolnav, au fost nepoți, doi de crescut, n-am putut ține animale. Dar când nu l-am putut vinde, am cumpărat animale și l-am ținut animale și n-am îmblat rău. Da, da, da. E foarte bine să nu se piardă munca. Munca trebuie, munca câmpului, păi sunt care nu știu da cu greb, dar sunt care nu mai știu cosi, sunt care m-am gat, au cosătoare, măr cu cosătoare și cosesc, aia, dar pe margini și printre olton și piune, trebuie să știu, trebuie să cosesc, să știi să-ți bați coasa, să știi să o ascuți, să știi. E greu să tragi la coasă? Nu e greu dacă știi, să-ți o ascuți bine, să-ți o bați bine, numai te joci. Dacă nu știi, poate ce vezi, tragi mai din greu. Până am la vârsta asta, cam câte hectare ați cosit cu coasa? Eu am cosit, n-am cosit așa mult, mai mult o cosit socru, că el era acasă, el a fost în pensie. Eu am avut servici, când iam de la servici, îi ajutam și eu, sau după ce s-a dus el, că mor din 2015, am cosit eu și cu jinerele. Da, da, da. Jinerele cosaște, n-am treabă. Am înțeles. Da. Am un ialau și cosător, nu pot să zic, avem cosătoare și din asta de umăr și pe roț. Da, da, da. Și cosăm cu ele unii mai mult, dar tot pe livezi, pe coastele astea, unde să cosești? Da, nu pot, trebuie manual, corect. Da. Mă bucur tare mult că v-am întâlnit astăzi. Aș vrea să o chem și pe femeia dumneitale, Lelea Regina, sau să merem acolo mai către dumneai. Cred că s-o dus să pregătească de mâncare, să întindă masa dacă tot am venit. Le spuneam oamenilor atunci când am început materialul că nu știu ce o să iasă cu toată filmarea pe care urmează să o realizez, pentru că nu știam ce oameni faini o să găsesc pe aici, pe la Dumitra, dar parcă Dumnezeu ține cu mine de fiecare dată să întâlnesc cu oameni buni și oameni gospodari. La Regina, hai dați o țâră aici încoașe către mine și către Badea Vasele, către omul dumitale, că nu de alta, Danșetul trebuie să pune punct, că și eu am drum lung în seara asta și a trebuit să o iau către casă. Să știți că tare mult mă bucur că v-am cunoscut. Și sper să mă mai primiți atunci când o mai trece pe aici, pe la Maieru. Cu cea mai mare plăcere, de câte ori vreți să veniți, sunteți bine primiți la noi. Când aveți drum aici, să nu uitați să treceți pe la casa de la deal. Da. Casa de la deal, așa zicem noi, la deal și la vale. Și dacă sunt oameni care vor să vină să vadă lada asta dezastre, cum vă găsește lumea? De acum sunteți pe poreclă, pe o cară, cum era mai de mult în sat. În sat aici, casa asta a fost al lui Badenilă Bob. Deci, De-a lui Bob. Al lui Regina lui Bob. Regina lui Bob, în regulă. Eu am fost înfiat. Da. Am înțeles. Poate dă Dumnezeu cu alea când scoateți cartofii din pământ. Vai, să mă telefonați, să vinim să vă dăm o mână de ajutor. Să ne ajutați. Încă o dată mare mulțumire de toată primirea și încă o dată Doamne ajută să ne revedem cu bine și salutăm cu mult drag pe toți oamenii care ne-au urmărit aici pe canalul de YouTube cu Iosif pe Coclauri, pe Radio Someș și pe Tradițional TV, pentru că pe toate cablurile și pe toate lungimile de undă la Regina ne auzăm. No, înseamnă că suntem Sănătate multă, Doamne ajută! Voie bună!